Este Duminica Pildei Semănătorului, în care Mântuitorul Iisus Hristos aseamănă semănătura cuvântului Evangheliei cu semănătura grânelor cu care oamenii se hrănesc. Și Sfântul Grigorie de Nisa așa de frumos explică de ce de multe ori Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește celor din jur în pilde luate din viața de zi cu zi. Vorbește despre un păstor care și-a pierdut oile. Vorbește despre o femeie care a pierdut o drahmă, o monedă. Despre cineva care are un opaiț și unde să-l pună. Și spune Sfântul Grigorie de Nisa așa de frumos, că Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și coborându-se până la această micșorare nemaipomenită de la Dumnezeu la om, până la a lua trup muritor și cu slăbiciuni, nu s-a oprit aici. Ci atunci când vorbește cu noi, pentru că vorbim cu cei de atunci și cu Sfinții Apostoli, vorbește și cu noi cei de astăzi, prin cuvântul Evangheliei care este viu. Mântuitorul întotdeauna se coboară la înțelegerea noastră, pentru ca și pe noi să ne ridice încet, încet de la cugetarea aceasta care ne ajută să stăpânim lumea din jurul nostru, să ne descurcăm în viața de zi cu zi, să pricepem cum să săvârșim mai bine ascultările noastre și rânduielile vieții obișnuite, încet, încet ne ridică spre sensurile cele mai înalte, spre mântuire. Dar începe Mântuitorul întotdeauna de la exemplele cele mai simple. Și spune Sfântul Grigorie de Nisa, ca o mamă care, uneori, vorbind cu copilul care încă nu vorbește articulat, nu spune cuvinte întregi, și o auzi pe mamă gângurind împreună cu pruncul. Ce frumoasă imagine! Ce frumoasă asemănare! Și pruncul înțelege că îi zâmbește și dacă te uiți la ei, cu puțină atenție, vezi că ochii lor se înțeleg. Pentru că mama începe să înțeleagă gânguritul pruncului, este o minune. Nu se poate explica rațional cuiva. Nu e un limbaj pe care să-l înveți. Haide să te învăț cum înveți o limbă străină, o mamă să învețe o viitoare mamă, o fată, hai să te învăț cum gânguresc pruncii. Nu se poate așa ceva. Dar atunci când devine mamă, gângurește împreună cu pruncul și se înțeleg. Așa, iubiților, Mântuitorul, iată, se coboară la înțelegerea noastră, la cele mai simple exemple din viața noastră. Și de ce face aceasta? Pentru că Mântuitorul vrea ca noi să ne gândim la mântuirea noastră, iubiților. Fiindcă ne-a dat mintea aceasta cu care noi stăpânim lumea, ne-a dat-o nu pentru a scormoni deșertăciunile lumii, nu pentru a o umple cu o mulțime, de lucruri nefolositoare, nu ne-a dat-o pentru a ne pierde în niște raționamente complicate, așa cum se pierdeau cei mai înțelepți din neamurile păgâne, din vechii greci, se pierdeau în nesfârșite discuții filozofice, spuneau ei, dar o filozofie care nu ducea nicăieri, care la un moment dat începea să se învârtească în cer. Și ei stăteau seama de asta, dar nu mai puteau scăpa pentru că mintea omului, fiind ruptă din mintea lui Dumnezeu, din înțelepciunea lui Dumnezeu, are această dorință permanentă spre mișcare, spre cunoaștere. Iar Mântuitorul este singurul care dă direcția cea bună. Este singura care duce undeva. Atunci când începi să te gândești la mântuirea ta,
la rostul vieții tale în Hristos, atunci gândirea ta începe să ducă undeva, are o destinație. Altfel, rătăcește o mulțime de drumuri care duc nicăieri. La un moment dat se termină ca o linie moartă din acele linii de căi ferate. Când eram mici, eram fascinați când mergeam prin câte o tabără și ne uitam pe geam la căile ferate. Mergeam cu trenul și ne uitam și întotdeauna mai era încă o linie. Dar eram absolut uimiți când la un moment dat, dintr-o dată, se termina. Așa sunt, iubiților, căile acestea ale înțelepciunii de șarte lumești. Ți se pare că merg la nesfârșit, dar la un moment dat se termină și te lasă nicăieri. Dar Mântuitorul vrea ca noi să gândim, iubiților, să ne gândim la mântuirea noastră. Această credință ortodoxă este o credință a oamenilor care gândesc, nu a oamenilor care nu sunt preocupați de mântuirea lor, care nu sunt preocupați de religia lor, care nu sunt preocupați de nimic decât de deșertăciunile lumii. Ortodoxia nu este o credință a celor care iau lucrurile de-a gata. Nu! Că Mântuitorul de multe ori spune, luați și căutați, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Cine are urechi de auzit, iată, spune astăzi, să audă, adică să audă și să înțeleagă. Așadar, trebuie să ne gândim la mântuirea noastră, iubiților, fiindcă nimeni nu va avea cuvânt de îndreptățire atunci când va spune sau va încerca să spună la judecată, era prea complicat pentru mine, erau lucruri prea mari, n-am înțeles despre ce e vorba. Nimeni, iubiților, nu se va putea apăra spunând, am avut altceva mai important de gândit. M-am gândit la ce fac mai mari noștri, m-am gândit la cum merg lucrurile în lume, m-am gândit la ce face cu tare și ce face cu tare și ce conspiră unul cu altul și la ce ți-a folosit? La ce ți-a folosit toată asta? Gândirea aceasta, ai schimbat cu ceva lumea? Gândindu-te și răzgândindu-te, că mâine vine unul și îți spune una și după aceea vine altul cu argumente și mai puternice și îți spune altceva și spui, da, m-am răzgândit, acum îl cred pe acesta. Și ești mai deștept acum? Nu. Dimpotrivă. Ai mâncat încă o gălușcă și după aceea încă o gălușcă și încă o gălușcă până când te-ai umflat și ți s-a făcut rău și nu mai poți gândi. Pentru că la asta se ajunge atunci când încerci să te pierzi în deșertăciunile lumii ca să le cuprinzi, crezi tu cu mintea ta, la un moment dat, ți se face un fel de greață a minții. Că îți dai seama că nu duce nicăieri. Este o combinație de oboseală și lehamite și plictiseală și în același timp epuizare. Dar dacă te gândești la mântuire, atunci se întâmplă un lucru minunat. Este Îngerul tău păzitor care îți luminează mintea. Și este Harul lui Dumnezeu care îți descoperă taine pe care nici cei mai mari înțelepți nu le-ar putea explica în cuvinte omenești. Pentru că le explică Duhul Sfânt Duhului tău, sufletului tău. De aceea s-au făcut din pescari apostoli mai înțelepți decât înțelepții lumii. Cei care erau neștiutori de carte. Iar noi avem mai încoace exemple, multe, dintre sfinți, dintre mari duhovnici. Nu trebuie să ne uităm mai departe decât la Părintele Cleopa, care a învățat mai multă înțelepciune și mai multă știință decât cel mai mare profesor de teologie. Și cum? La turma oilor, stând singur cu Sfânta Scriptură și cu Duhul Sfânt luminându-i înțelegerea și deschizându-i mintea. Și a ajuns să știe că știa pe de rost, cred că știa cea mai mare parte. Nu numai din Noul Testament, că și din Vechiul Testament, nu știu dacă îl știa cineva mai bine ca dânsul. L-a luminat Dumnezeu, fiindcă s-a gândit la mântuirea Lui și la celor din jurul Lui. De aceea, iubiților, trebuie să cercetăm cuvântul Evangheliei, să stăm totdeauna să avem lângă noi Noul Testament. În fiecare zi, dacă s-ar putea, măcar un pic, măcar un verset, două, trei.
La un moment dat, când te-ai pus un pic la adăpost de tot zăduful zilei și de toată agitația zilei și de ascultările pe care le-ai avut de făcut, în loc să-ți scoți telefonul și să îți pierzi timpul, să-ți pierzi uneori și nervii din cauza asta, că nu întotdeauna afli lucruri plăcute de acolo. Și cineva a spus o vorbă care ți se pare ție că nu e bună și ai vrea să-i răspunzi și începi să te cerți cu el în mintea ta, dacă nu cumva te cerți cu adevărat, și pierdere de timp. Și nu suntem nemuritori. Și nu suntem atotputernici ca să avem o energie nesfârșită. Și așa încet, încet cădem și obosim și apoi adormim și spunem la spovedanie: Părinte, sunt atât de obosit când ajung acasă, încât nu mai reușesc să mă rog. Te întorci un pic cu gânduri. Totuși, chiar așa a fost? Chiar așa a fost? Bun, ai avut serviciu și ai venit și ai intrat pe ușă și ai căzut în pat, ai mâncat, ți-ai îmbrățișat copiii, ai vorbit două vorbe cu soția și apoi ai căzut, dintr-o dată ți s-a rupt firul și ai căzut în somn? Nu cumva a fost un timp pierdut la un moment dat? Nu cumva ai pierdut timpul cu ceva ce, dacă ai stat să te gândești de două ori, nici pe altcineva n-ai sfătuit să piardă timpul în felul acela? Și ăla era timpul tău de întâlnire cu Hristos. Era timpul tău de a te gândi la mântuirea ta. Și așa zilele trec. Zilele trec, iubiților, și lumea a zvârle asupra noastră nu frumusețe și liniște și așa împăcare, dimpotrivă. A zvârle numai lucruri rele. Și la un moment dat începi să dai din colț în colț, să fii ca un refugiat, chiar și la tine acasă, ajungi să fii ca un refugiat, să nu știi cum să te ferești de tot ceea ce aruncă lumea asupra ta. Nu-ți mai găsești liniștea. Dar dacă nici acel dram de timp al tău, tu nu îl pui în slujba lui Hristos, ca Hristos să-ți întoarcă înzeciți și însudit, pentru că iată cum rodește. Avem mărturisirea Fiului lui Dumnezeu, că acolo unde cuvântul a ajuns în pământ bun, a rodit însutit, spune. Nu de două ori, nu de 10 ori, de 100 de ori. Iar celelalte pământuri, iubiților, în care se seamănă acest cuvânt al lui Dumnezeu, de ce oare seamănă lângă drum, unde îl iau oamenii în picioare? De ce oare seamănă Dumnezeu și în locul acela pietros, unde începe un pic de tot să prindă rădăcine, dar după aceea imediat se usucă din cauza arșiței? De ce seamănă între mărăcini, unde sufocă planta mărăcinii din jur? De ce nu seamănă numai în pământul bun? De ce oare? Ce fel de semănător este acesta? Spune Mântuitorul, le tâlcuiește apostolilor, este Tatăl, Dumnezeu Tatăl este Cel care seamănă. Păi și atunci, în marea Lui înțelepciune, de ce procedează așa? Păi iată de ce procedează așa, iubiților. Pentru că orice pământ care este neroditor poate fi lucrat și transformat în pământ roditor. Ai o grădină și în timpul iernii, în grădină nu mai este nimic, desigur. Ai cules tot ce a fost. Și dincolo de grădină ai o stivă de lemne. Și îți faci o cărare, fiindcă ți este mai ușor decât să o colești întotdeauna grădina, îți faci o cărare pe undeva prin mijlocul grădinii, ca să ajungi și să-ți aduci lemnele mai ușor. Nu? Și se bătătorește și devine din grădină, ți-ai făcut acolo, ți-ai făcut drum, cărăruie. Vine primăvara, grădina e grădină. Ce-i să faci? Ai să lași acolo cărarea aceea bătătorită? Nu. Ai să o sapi și ai să o transformi iarăși în pământ bun. Ți-au crescut mărăcini? La fel faci. Este pământ pietros? Pământul uneori scoate pietre, spunea Părintele Daniel, Dumnezeu să-L odihnească, un irodiacon, grădinarul de la mănăstirea veche de la Râșa. Când intrase la mănăstire, el se ocupa și strângeam pietre și în fiecare an, într-adevăr, parcă scotea pietre pământul. În grădina noastră era parcă cineva plantase pietre. Și strângeam o mulțime de pietre, se strângeau în morban mare. Și le strângeam și le puneam deoparte și pământul iarăși era bun. Așadar, din orice pământ, iubiților, dacă lucrezi asupra ta, asupra minții tale, și dacă este bătătorită,
Și dacă este sufocată de grijile lumii, că asta sunt mărăcinii, grijile acestei lumi sau goană după fel și fel de plăceri. Dar dacă încerci să le scoți din tine, iarăși, este bun pământul acela al minții tale. Primește, rodește. La fel, acela care este pietros, pietros este atunci când este superficial, că primește, spune Mântuitorul, aude, primește cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, dar la prima încercare îl pierde, se leapădă, se duce deoparte, superficial, așa suntem de multe ori. Dar totdeauna poți lucra, iubitilor, poți lucra asupra minții tale, numai să vrei. Numai să-ți dai seama că este important asta. Fiindcă la noi, asta e cea mai mare năpastă, iubitilor. Că pentru noi, mântuirea nu e importantă. Orice altceva este foarte important pe lumea asta, că toate le vedem și ne izbim de ele. Și atunci, punem energie acolo și ne dăm silința. Pentru că altfel, vedem, suportăm niște consecințe. Am câștigat mai puțin sau a venit altcineva și mi-a luat locul acolo dacă nu mi-am dat silința la servici și așa mai departe și așa mai departe. Dar când vine vorba de mântuirea noastră, o lăsăm în seama cui. Dar Mântuitorul ne spune întotdeauna, asta e cel mai important. Astea să le face și celelalte să nu le lăsați. Așadar, iubiților, gândiți-vă la mântuire. Gândiți-vă la Cuvântul lui Hristos și rugați-L pe Bunul Dumnezeu să vă lumineze mintea întotdeauna. Și atunci Harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne luminează și pe cei mai neștiutori dintre noi, și pe cei mai leneși dintre noi, și pe cei mai nepăsători. Dacă avem un pic de bunăvoință, Dumnezeu ne luminează și ne descoperă taine care ne sunt nouă de folos. Și simți că mergi pe drumul cel bun. La un moment dat, de unde erai, într-o stare din aceasta în care nu-ți găsești locul. Și la un moment dat, nu te mai bucuri prea mult de lucrurile din jurul tău. Și simți că rătăcești. Și deodată, atunci când începi să urmezi lui Hristos, simți că ai pășit pe drumul cel bun. Că în sfârșit, calea ta duce undeva. Și atunci, toate le săvârșești cu bucurie și curaj. Iar cuvintele noastre, iubiților, să fie spre zidire, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și să nu ne mai căutăm bucuria sau satisfacția minții în deșertăciunile acestei lumi. Că spune Psalmistul, fericit bărbatul care în calea păcătoșilor n-a umblat, pe scaunul culitorilor nu a așezut, ci la cuvântul și la legea lui Dumnezeu este continuarea, este mintea lui, este gândirea lui zi și noapte. Așadar, dacă te pierzi în calea aceasta a lumii, nu mai cugetă mintea ta către Dumnezeu și nu mai poate pricepe. Și atunci ajungem la cuvântul înfricoșător al Mântuitorului despre evrei din timpul lui, că spune, iar acestora în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Să ne păzească Dumnezeu de această stare. Fiindcă și noi, acum, auzim, vedem, credința se propovăduiește la vedere, nu în ascunziși și în catacombe ca înainte. Dar înțelegem? Lucrăm ceva din acestea pe care Hristos ni le pune în față? Să încercăm, iubiților. Să încercăm și nu uitați că întotdeauna corolarul, coroana Sfintei Liturghii este cererea aceasta pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cererea aceasta se repetă cel mai des în toate ictenile, în toate ictenile mici, iar la sfârșitul liturghiei, acum înainte de a ieși Hristos în fața frăților voastre, tot asta a fost ultima cerere. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, fiindcă Hristos deja s-a dat pentru noi. Și dacă te dai lui Hristos, te deschizi și te unești cu adevărat cu Hristos. Și atunci ai lumină. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne dea această dorință de a cunoaște ce este de folos pentru mântuirea noastră. Amin.